Vă salut cu pacea Domnului! Vom deschide serviciul vin din această seară în numele Domnului Isus și cu imnul 465. Vin la Domnul cel iubit! Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, că ai îngăduit încă acest ceas din viața noastră să putem să fim în casa Ta de rugăciune. Te rugăm, Doamne, să ne deschizi inimile pentru cuvântul Tău. Fă, Doamne, ca acest cuvânt să fie un cuvânt puternic pentru inimile noastre, să le îndrepte, Doamne, spre pocăință. Dă-ne Duhul Tău cel Sfânt, dă-ne ajutor să-L înțelegem. Binecuvântează, te rugăm, solia și pe cel de care te vei folosi. Te rugăm să faci ca să primească îndoită putere de la Tine și să faci, Doamne, ca și cuvintele rostite în această seară să fie spre lauda Ta și spre mântuirea noastră. În numele Fiului Tău, Iisus Hristos, Te-am rugat. Amin. Aș propune ca să mai lăudăm pe Dumnezeu cu imnul 601, un sabat ceresc. Thank you.
Dacă dorește cineva să facă o propunere pentru un cunin, Pacea Domnului tuturor. După o săptămână obositoare, ne vedem la început de sabat în casa Domnului și am pregătit pentru această seară oarecum o continuare a cântecelor pe care le-am intonat împreună, o cântare a lui David, pe care o găsim în Psalmul 22. Psalmul acesta 22, așa cum am spus, este o cântare a lui David, un psalm al lui David, care cuprinde 8 strofe de cântare. Acest psalm se obișnuia să se cânte. Cei care aveți anumite biblii cu însemnări veți vedea că este un psalm
căruia îi se indică și modalitatea în care trebuie cântat, în anumite traduceri sau în anumite ediții găsiți acest lucru. De aceea, psalmul 22 poate fi împărțit în 8 strofe și aș dori să le cântăm împreună cu David sau să vedem cum se cântau sau cum le-a cântat David și v-aș propune să începem pentru a nu ne lua foarte mult timp, pentru că este seară și suntem obosiți. Strofa numărul 1 din această cântare lui David se găsește în versetele 1 și 2. Psalmul 22, versetele 1 și 2. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi, strig și noaptea și tot n-am odihnă. Prima strofă a cântecului. Observați că Dumnezeu este chemat cu insistență. Repetarea Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ne arată o preocupare nerăbdătoare a celui care intonează acest psalm, care cântă acest psalm. Mai mult, se poate constata în această primă strofă a psalmului și un abandon. Pentru ce m-ai părăsit, Dumnezeule? Pentru ce te depărtezi de mine? Pentru ce nu mi-asculți rugăciunile? O strofă care conține și o durere sau durerea abandonului. Unde găsiți acest text? Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? La cruce, în Evanghelie. Iisus a strigat la fel, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Oarecum, tema din această primă strofă a psalmului o găsim și la Iov, care îl cheamă pe Dumnezeu cu mare insistență să justifice tot ceea ce s-a întâmplat cu el, să-i dovedească unde a greșit. Și această primă strofă, această primă parte a psalmului 22, cuprinde o serie de întrebări. De ce nu vii să mă ajuți? De ce nu asculți plângerile mele? De ce nu răspunzi? De ce te-ai depărtat de mine? Așa debutează acest cântec de seară, dacă vreți, acest cântec de jale al lui David. Strofa a doua, versetele 4 și 5. Cântarea lui David continuă. În tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către tine și erau scăpați. Se încredeau în tine și nu rămâneau de rușine. A doua strofă a psalmului, a doua strofă a cântării lui David, ne spune în felul următor. David spune, odinioară i-ai salvat pe părinții mei, pe părinții noștri, parcă încrederea părinților în tine avea un sens. Tu îi zbăveai, tu îi scăpai. Atunci când se încredeau în tine, pe vremuri, părinții mei, părinții noștri, nu rămâneau de rușine. Dar acum, ce se întâmplă? Parcă ești tăcut, ești distant, poate. Aceasta a doua strofă a cântecului lui David, parcă ne trimite la două momente, și anume, momentul trecut în care Dumnezeu răspundea, era prezent, izbăvea părinții, îi scăpai, le răspundeai, atunci când se rugau, interveneai, și parcă un moment prezent pe care David îl descrie în felul următor. Acum, parcă ești distant, parcă te-ai depărtat, parcă nu mai asculți plângerile mele, unde ești în definitiv? Cântecul lui David continuă cu a treia strofă, versetele 6, 7 și 8. Dar eu sunt un vierme, nu sunt om. Am ajuns de ocară oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul, Domnul să-l mântuiască, Domnul să-l izbăvească, fiindcă îl iubește. Strofa 1, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? A doua strofă,
un moment trecut extraordinar în care ajutai părinții noștri și acum constatarea prezentului. Sunt de ocară, toți își bat joc de mine, mai mult îmi spun, s-a încrezut în Dumnezeu, Dumnezeul lui să-l scape. Credinciosul sau David descrie o situație în care cel care se adresează lui Dumnezeu este înconjurat de ostilitate, este înconjurat de mizerie, iar nefericirea și răul care îl afectează pe cel drept, din strofa a treia, pentru cel necredincios care privește unde a ajuns cel care se încrede în Dumnezeu, se transformă într-o dovadă a non-existenței lui Dumnezeu. Cel necredincios care îl privește pe cel care se roagă, căruia Dumnezeu nu-i răspunde, trage următoarea concluzie. Dacă așa a ajuns într-o astfel de stare, se pare că nu există Dumnezeu. Mai mult de atât, pentru cel care privește în ce stare a ajuns cel care s-a încrezut în Dumnezeu, se transformă totul pentru cel care privește la această scenă într-o dovadă a absurdității credinței. Dacă așa a ajuns cel credincios, credința este ceva care nu are rost. Este ceva absurd. Iar în final, în această strofă, strofa a treia, putem să spunem că disprețul sau ocara celui credincios îl afectează într-un fel și pe Dumnezeu. Dacă s-a încrezut în Dumnezeu, spune cel care privește, Dumnezeu să-l salveze. Această stare în care se află David, în care se află cel credincios care se roagă, indirect îl afectează și pe Dumnezeu. Dacă s-a încrezut în Dumnezeu, Dumnezeului să-l mântuiască, Dumnezeului să-l izbăvească. Strofa 4, versetele 9 și 10. Da, tu m-ai scos din pântecele mamei mele, continuă cel care se adresează lui Dumnezeu, m-ai pus la adăpost de orice grijă la sânul mamei mele, de când eram la sânul ei, am fost sub paza ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Parcă tonul se schimbă puțin în strofa aceasta, în strofa a patra. O scenă care evocă seninătate și intimitate. O scenă care evocă un trecut în care credinciosul s-a abandonat în Dumnezeu. Iar simbolul pentru această scenă din strofa a patra este folosit un simbol extraordinar, respectiv nașterea. Ce spune această strofă a patra din cântul lui David? Tu m-ai scos din pântecele mamei, tu m-ai pus la adăpost la sânul ei. Chiar când mă aflam în brațele mamei, de fapt eram sub paza ta. Iată o scenă de seninătate, parcă o scenă care rupe tot ceea ce s-a întâmplat până acum, toată neliniștea de până acum, strofa a patra care evocă un trecut fericit al celui căruia acum Dumnezeu nu-i răspunde, evocă un trecut fericit al celui căruia Dumnezeu se pare că nu se lasă găsit, experiența trecută extraordinară a celui care acum Dumnezeu alege să nu-i spună nimic. Strofa a cincea. Se pare că cu această strofă a patra, oarecum am depășit momentul greu, dar nu. Haideți să vedem strofa a cincea, care este punctul maxim al durerii exprimată de David. Strofa 5 se cuprinde sau este cuprinsă între versetele 12 și 18. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară, își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Nu era suficient că Dumnezeu nu-i răspundea, nu era suficient că Dumnezeu nu se lăsa găsit, nu era suficient că cei necredincioși își băteau joc de cel
care se adresa lui Dumnezeu, ci mai mult de atât, o serie de fiare îl atacă. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Strofa a cincea a psalmului este dedicată punctului maxim al durerii. Demnitatea umană, demnitatea celui care se roagă, parcă este călcată de tot în picioare. Animale puternice, fiare sălbatice, oameni nelegiuiți și în versetele 14 și 15 este descrisă moartea. Ființa umană, cel care se adresează lui Dumnezeu, este aproape terminat. Oasele îi se despart, ce imagini construiește psalmistul, limba este lipită de cerul gurii, puterea fizică s-a uscat, o bandă de tâlhari compune sau se adaugă acestui tablou și tragedia este parcă ajunsă la capăt în versetul 18. Își împart hainele între ei, trag la sorți pentru cămașa mea. Cu ce seamănă această tragere la sorți pentru cămașă? Cu Domnul Iisus. Matei 27 cu 35, scenă similară cu batjocura prin care a trecut Iisus, scenă similară cu ceea ce s-a întâmplat cu el atunci când a fost răstignit, au ajuns să tragă la sorți pentru hainele lui, pentru ținuta lui, pentru cămașa lui. Tragedia este dusă la capăt în acest verset 18. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Cu alte cuvinte, cel care s-a rugat este sfâșiat, este mort. Strofa 6, versetele 19, 20 și 21. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta, Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor, scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Finalul este dramatic, finalul acestui cânt al lui David este dramatic. Este o invocare a lui Dumnezeu de a nu se depărta, o invocare, o cerință de a se grăbi Dumnezeu, o solicitare de a fi eliberat și de a fi salvat. Asistăm practic aici la ultimul strigăt eroic al credinciosului sau ultimul strigăt al credinței pure, dacă vreți. Este strigătul care trece peste orice dezamăgire, este strigătul speranței. Scapă-mi sufletul de sabie, scapă-mă din ghearele câinilor, scapă-mă din gura leului, scoate-mă din coarnele bivolului. Și este, dacă vreți, și un strigăt al certitudinii, că Dumnezeu nu poate să rămână indiferent până la final. Scapă-mă de sabie, de câini, de lei, de puterea bivolului. Realizăm în această strofă a șasea că doar o intervenție eliberatoare și puternică a lui Dumnezeu mai poate schimba ceva. Doar o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu mai poate schimba ceva. Strofa 7, versetele 22 la 26. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L. Voi toți, sămânța lui Iacov, slăviți-L. Cutremurați-vă înaintea Lui, voi toți, sămânța lui Israel. Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit. Nu se ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. În adunarea cea mare, Tu fii pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de Tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura,
cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda, veselă să fie inima pe vecie. Cântarea lui David parcă se luminează. Intrăm într-o zonă luminoasă cu această strofă a șaptea și se anticipează oarecum viitorul fericit al credinciosului. Apare la orizont libertatea lui, apare la orizont mântuirea, apare o descriere a lui Dumnezeu care stă lângă cei nenorociți, lângă cei disprețuiți, lângă cei săraci. Dumnezeu ascultă necazul celui nenorocit. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Dar tema centrală a acestei strofe, a șaptea, penultima, este lauda. Versetul 22. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L. Slăviți-L în mijlocul adunării. Lauda este proclamarea divinității, este proclamarea revelației lui Dumnezeu. Un cântec cosmic, un cântec angelic intervine în această strofă, un cânt coral în adunare, cântecul bucuriei, cântecul pe care David îl aduce pe finalul acestui psalm de jale, dacă vreți. Iar motivul bucuriei, motivul laudei este indicat în versetul 24. Căci El nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. Motivul laudei din strofa 7 se găsește în versetul 24. Dumnezeu, spre deosebire de cei puternici din această lume, este de partea victimei, de partea persecutaților, de partea celor fără drepturi și de partea celor săraci. Ceea ce s-a întâmplat în strofa a șaptea, strofa luminoasă a psalmului, se întâmplă în templu, se întâmplă în biserică, se întâmplă în adunare, pentru că David ne cheamă să-L lăudăm în versetul 22 în mijlocul adunării. Dar strofa 8 aduce un plus față de această laudă în adunare. Și haideți să citim ultima strofă a psalmului cu care să și încheiem. Strofa 8-a, 27 la 31. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta. Căci a Domnului este împărăția, El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina. Înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se coboară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naște. Ultima strofă extinde cântul de mulțumire, extinde cântul de laudă. Este o perspectivă universalistă a lui David, o perspectivă universalistă a cântecului de laudă către Dumnezeu, o perspectivă universală, așa cum Isaia vorbește de perspectiva mântuirii pentru toți. În această ultimă strofă, cadrul din adunare, cadrul de laudă, se extinde la tot pământul și tot pământul este invitat, toate marginile pământului din versetul 27, sunt invitate să-și aducă aminte de Domnul, să se întoarcă la Domnul, să-L laude, să-și amintească că împărăția este doar a Lui, să-și amintească că El este împăratul și să-și amintească, pe final, spune David, câteva lucruri esențiale, și anume că El ține în mână destinul fiecărui om, că El este atotputernic și El asigură succesul celui care se încrede în El. Așa se încheie ultima strofă a acestui psalm. Ultime două strofe care dau speranță, ultime două strofe care invită la laudă în adunare și laudă către invitație la laudă către tot pământul, către toate marginile pământului. Așa se încheie în 8 strofe experiența unui credincios care strigă către Dumnezeu. Pare că Dumnezeu nu-l aude,
mai mult este ocărât de către cei necredincioși și ca să fie tabloul complet este atacat de fiare. Apoi, invitația credinciosului David de a-L lăuda pe Dumnezeu și, în final, extinderea laudei către tot pământul. Fie că acest cântec de jale la început și de bucurie la final, acest cântec al lui David, să ne rămână în această seară în mintea noastră și poate să medităm la el ca un cântec prin care, ca o experiență prin care poate mulți am trecut, ca o experiență a lui David pe care ne-a împărtășit-o și nouă, ca o experiență a unui cântec pe care cu siguranță David l-a trăit. Domnul să fie cu noi, să ne dea o seară plăcută, un sabat binecuvântat și fiecare cuvânt din partea Lui să-L primim în acest sabat. Amin. Vom încheia serviciul divin din această seară cu imnul 495. Va veni o zi. Tată bun, îți mulțumim pentru că în această seară, prin cântarea lui David,
ne-ai făcut să ne revedem experiența noastră sau a multora dintre noi. Îți mulțumim pentru că totdeauna concluzia este una singură și anume că Tu vezi asupra noastră și conduci toate lucrurile. Ajută-ne să înțelegem acest lucru și să ne încredem în Tine. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.